Vrea-muș bine definiți, nu este vorba de vreun actor celebru, ci chiar de Alexandru Constantin, colegul meu, care trudește din greu la sală în fiecare zi, nu-i așa? Așa este, Andreea, să știți că după mai multe încercări mi-am propus să încep anul cu dreptul, așa că m-am decis, vreau să-mi îmbunătățesc condiția fizică, iar o să vedeți rezultatul peste 3 luni. Noi spunem că deja începe să se vadă. Da, mulțumesc. Începe să se vadă rezultatele. Dar ai grijă că s-ar putea să capezi din ce mai multe admiratoare. Nu că nu le-ai avea deja. Asta atunci ar fi numai de bine, nu? Așa. Haideți să vedeți și cum decurg antrenamentele deloc ușoare. Ușoară mișcarea, supui, nu te grăbești, supui, foarte bine. Mă pricep, nu? Da. Anul a început în forță pentru colegul nostru Alexandru Constantin, care s-a înscris într-unul dintre cele mai evoluate programe ale dezvoltării fizicului uman, a perfecționării și îmbunătățirii sale. Programul, care se întinde pe o durată de 90 de zile, cuprinde 3 direcții: slăbire, îmbunătățirea condiției fizice și dezvoltarea musculară. Alex, aici de față, a intrat la dezvoltare musculară. Vrem să facem din el un posibil fotomodel, nu chiar Mister Univers, dar undeva pe aproape. Așa mi-ai spus la început. O să fiu Mister Univers. Câte o oră și jumătate, 4 zile pe săptămână. Acesta este timpul necesar pentru a ajunge la rezultatele dorite. Odată intrat în sală, Alexandru se deconectează de lumea exterioară și este ochi și urechi la trainerul său personal. Cum e? E dur. Nu mă iartă cu absolut nimic. Dacă sunt entuziasmat la începutul orei de sport, are grijă să mă obosească până la final. Lucrează foarte bine. Am auzit numai cuvinte de laudă la adresa lui. Chiar a ieșit antrenorul anului în 2012 aici la sala unde mă antrenez. Dar exercițiile grele mai sunt presărate și cu momente de distracție. Ca rezultatele să fie și mai bune, la sfatul trainerului, Alex și-a schimbat stilul de viață. Mănâncă multe fructe și legume, lactate, carne de pui la grătar și salate. Pentru că nu vreau să-i tai din plăcerile vieții, vreau să-i le echilibrez ca și cantitate, ca și ora consumului. În rest, presupune foarte multă implicare, atât din partea lui, cât și din partea noastră, a antrenorilor și a celor care dezvoltăm acest program pentru și îl punem în aplicare pentru ei. Din proprie experiență, vedeta Prima TV are un sfat prețios pentru toți cei care vor să se apuce de sală sau de dietă. El susține că prezența unui antrenor este absolut necesară. Să vorbească cu un specialist, pentru că e cea mai mare prostie să faci după ureche, pentru că până la urmă vorbim de sănătatea ta, de starea ta, și Doamne ferește, se pot întâmpla tot felul de lucruri.